Inflația record a afectat și bugetele demnitarilor din Moldova, în timp ce unii deputați spun că au început să economisească încă de anul trecut după scumpirea gazelor naturale. Alții susțin că fac economii când merg în deplasări de serviciu. O situație mai neobișnuită este în cazul premierului. Natalia Gavrilița a declarat că nu are timp să cheltuie bani. Mi-aș dori să am timp să pot cheltui. De când am devenit prim-ministru, cheltuielile mele s-au redus. Și s-au redus din cauza că consum foarte puțin și am foarte puțin timp liber pentru alte cumpărături. Și dacă premierul Natalia Gavrilița nu are timp, atunci Marina Tauber nu are nici dispoziție să facă shopping. Deputatul Partidului Șor spune că de când a început să crească inflația, nu-și mai cumpără cosmetică și accesorii ca în vremurile bune. Noi întotdeauna vrem să cumpărăm ceva din haine, poate ceva din pantofi, bijuterie, accesorii, lucruri și mici și mai mari. Cu siguranță îi la fi cosmetică. În ultima perioadă de timp fac acest lucru mult mai puțin decât anterior și din cauza economiei, dar sincer vă spun, nici nu am dispoziție. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că a început să strângă cureaua încă din iarnă, când i-au venit facturi mai mari pentru gaz și curent. Eu primesc facturile care le primiți și dumneavoastră. Gaz, nu concentrăm toate, în primul rând trebuie să achităm serviciile și după aia restul lucrurilor. Dar trebuie să renunțați la anumite cumpărături? Eu, regimul meu, știți cum, a fost neschimbat de anul trecut, pentru că eu am renunțat la compensația pentru gaz. Dacă în trecut nu erau interesați de prețul produselor, când intrau în magazin, acum și unii parlamentari se uită mai atent la ce cumpără. Мы же никаких планов не составляли, мы находимся на работе, до отпуска еще далеко. Едим мы столько, сколько можем есть. Покупаем продукты в магазине, в супермаркете, на рынке, там, где они подорожали. Куда деваться? Если ты ешь творог, то ты ешь его по той цене, по которой он есть. Правильно? Или ешь его реже. Încercăm să facem economii și sub aspectul consumurilor la nivel de familie, mă refer și așa energie electrică. Acele deplasări poate la părinți la țară câteodată. Din păcate, încercăm să le economisim pentru că, sunt copii la școală. Pe fundalul scumpirii carburanților, unii deputați au recunoscut că se bucură că nu au automobil și măcar așa pot face mici economii. Eu, din fericire, nu am automobil, folosesc bicicletă, asta iarăși. Mă ajută să nu simt creșterea la carburanți, fiecare observă creșterea de prețuri și la alimente. Am redus temperatura în apartament ca să-mi reduc factori. Cred că asta a fost cea mai de impact în măsură. La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, funcționarul cu unul dintre cele mai mari salarii din Moldova, a refuzat să ne răspundă cum face față scumpirilor. Domnule Armașu, cum dumneavoastră personal faceți față acestor creșteri? Sunteți nevoiți să economisiți ceva? Puteți să ne răspundeți? Potrivit datelor portalului Trading Economics, Republica Moldova este campioana Europei la inflație. În luna aprilie aceasta a ajuns la nivelul de 27,1%.